Bun găsit, prieteni! Noi cercetări, noi studii arată că virusul herpetic stă la baza sau poate genera declanșarea bolii Alzheimer și că nu numai că acest virus ar putea să genereze apariția bolii, dar sunt și alți viruși care ar putea să aibă același efect pentru că s-au găsit în creierul celor care au decedat după ce au suferit de boală Alzheimer, au descoperit gene virale. Așadar, este posibil ca anumiți viruși să genereze sau virusuri să genereze această boală. Este o descoperire interesantă. Asta nu înseamnă că toată lumea care are virusul herpetic ar putea să ajungă să facă Alzheimer sau, mă rog, ar putea să ajungă, dar nu e sigur că asta se va întâmpla. Și, oricum, specialiștii spun că pentru a preveni boala Alzheimer este bine, și cu toții știm lucrul ăsta, să facem întotdeauna exerciții de gândire și chiar dacă la o anumită vârstă, să spunem, suntem ceva mai liniștiți și cumva într-un repaus mental, să încercăm să ne exercităm din nou gândirea și mintea, să ne punem mintea la contribuție cu diferite jocuri, există rebusuri, sudoku și așa mai departe. Foarte multe studii arată că preocuparea bunicilor, preocupările legate de creșterea nepoților sunt de asemenea benefice în prevenirea apariției bolii Alzheimer. Așadar, chiar dacă vorbim despre niște virusuri care ar putea să ducă la apariția bolii Alzheimer, există o mulțime de metode de prevenție, de măsuri de prevenție pe care le putem lua. Vă pup, dragii mei, ne revedem mâine dimineață, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Comedia, zi minunată să aveți!